Ministrul Finanțelor Darius Vâlcov a declarat la conferința de presă de joi desfășurată la Giurgiu că nu ar accepta niciodată să renunțe la măsurile din noul cod fiscal după unul sau doi ani de la aplicare. Ar putea în schimb să accepte un TVA mai mic de 19% respectiv 21%. Le voi explica care sunt principalele modificări în codul fiscal și codul de procedură fiscală, nu numai cele care îi vizează pe dumnealor direct, anume impozitele și taxele locale, unde am venit cu un sistem, unde propunem un sistem nou care dă mult mai multă autonomie autorităților locale, dar și în ceea ce privește planul pe care îl avem pentru următorii 5 ani, atât pentru autoritățile locale, cât și pentru agenții economici din țara noastră, ceea ce privește politica fiscală, investirea 8 miliarde de euro în măsuri de relaxare fiscală pe perioadă de 5 ani de zile. Toate acestea cu un scop foarte clar țintit, și anume să creăm în următoarea perioadă peste 526.000 de noi locuri de muncă, să ajungem la 1 ianuarie 2019, data la care noi credem că vom intra și în zona euro, să avem cel mai redus nivel al taxelor și impozitelor din Uniunea Europeană, dar și ținta pe termen mediu, și anume în 10, cel mult 12 ani, să ajungem la nivelul mediu al PIB-ului pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. În opinia acestuia, modificările propuse vor aduce mediului de afaceri încredere și dezvoltare, iar după ce noul cod fiscal își va demonstra beneficiile, nimeni nu va mai fi de acord să-l schimbe, susține Darius Vâlcov. Chiar astăzi am avut o întâlnire dimineață la Consiliul Investitorilor Străini cu cele mai puternice companii, dar și la Camera de Comerț, acum după amiază, chiar de acolo vin, cu marile companii din România, autohtone. Și nu numai ei, dar și la celelalte întâlniri la care am participat, mediul de afaceri îmi spune un singur lucru: e prea frumos să fie adevărat. Acesta este lucru pe care îl afirmă, îl susțin în totalitate. Le-am spus că atât în Senat cât și în Camera Deputaților, parlamentarii sunt mai mult decât dornici ca să le primească, să le dezbate, să le îmbunătățească. Nu sunt perfecte, dar vor putea deveni foarte, foarte bune. Am încredere în colegii mei din Senat, am încredere în colegii mei din Camera Deputaților. Prin noul cod fiscal se are în vedere reducerea fiscalității, ce ar însemna noi locuri de muncă sau scoaterea la suprafață a celor din zona neagră, precum și crearea unei noi structuri de dezvoltare după modelul polonez. Avem discuții cu partenerii polonezi, pentru că v-am spus că urmăm acest model. Domnul secretar de stat Enache Jiru este cel care coordonează în cadrul Ministerului implementarea acestui proiect. Chiar săptămâna viitoare va fi în Polonia pentru a avea acest schimb de experiență și, cum vă spuneam, legislativ până la jumătatea acestui an o vom definitiva. Funcțional 100% va fi de anul viitor. Vizita la Giurgiu s-a încheiat la Ateneul Nicolae Bălănescu, unde ministrul Vâlcov s-a întâlnit cu prefectul, cu primarii din județ, dar și cu reprezentanți ai unor instituții cu atribuții în domeniul financiar. Discuțiile de aici au vizat noul cod fiscal, dar și alte teme privitoare la alocațiile bugetare pentru județul Giurgiu. De asemenea, ministrul Vâlcov a promis că la rectificare se va soluționa și problema celor 13 primării din județ care n-au primit bani de la bugetul de stat.